Prima zi de școală, foarte multe emoții. Copleșiți de emoții, părinții și-au echipat copiii de clasă pregătitoare și i-au adus la școală ca să-i întâlnească pe noilor colegi. În prima zi de școală, adulții au fost cei care au pregătit ghiozdanele. Cum te cheamă? Ștefanel. Ștefanel, în ce clasă intri astăzi? Clasa 0. În clasa pregătitoare, în clasa 0. Și ai făcut ghiozdanul? Da. Ne poți arăta ce ai pus în ghiozdan? Te-a ajutat mami să-l faci? Da. De fapt, mi l-a făcut mama. Am luat o sticlă de apă. Așa. Mi-am luat penarul. Stai că s-a blocat. Mi-am cumpărat un pachet de biscuiți. Așa. Să văd dacă mai am ceva. Nu mai am nimic decât geaca. În careul școlii, rânduiala a rămas aceeași. Bobocii au stat în față, iar colegilor mai mari au preferat să stea în spate, ca să povestească despre întâmplările din vacanța mare. Și ceremoniile de deschidere a noului an școlar au rămas la fel. La Colegiul Național Ștefan cel Mare, după intonarea imnului de stat, preoții au luat cuvântul. Slujba a fost scurtă și adaptată momentului. Să lumineze mintea lor ca să-ți abată de la rău să facă binele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să le deschidă mintea lor, pe a pricepi și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, pentru ca să le ia lor înțelepciunea care șa de la tronul lui și să se dească inima lor ca să învețe ce este bineplăcut Dumnezeu și oamenilor. Domnului, să ne rugăm! Din păcate, și în acest an, elevii prestigiosului colegiu s-au îngrămădit în careul școlii. Mult promisa sală de sport nu este gata nici acum. Și pentru că spațiul a fost insuficient, parte dintre elevi au urmărit ceremonia de la geamurile școlii. Autoritățile prezente la eveniment au promis încă o dată că vor finaliza cât de curând construcția sălii de sport. Am fost la dumneavoastră în urmă cu 2 ani, când domnul director Popescu m-a invitat și atunci am spus că nu o să revin la Ștefan cel Mare decât în momentul în care vom găsi soluția pentru sală de sport. Am găsit-o, în acest an începem procedurile, anul viitor, domnul director, să dea Dumnezeu să facem deschiderea de an școlar în sala de sport, pentru că e un vis la care am auzit foarte mult împreună și Guvernul României a găsit soluții și domnul primar este pregătit cu Consiliul Local. Și vreau să ne bucurăm pentru că Ștefan cel Mare, Colegiul Național, merită mai mult și o să facem cu siguranță lucrul ăsta. Acum aici la un Colegiul Național care face performanță, care a făcut mereu cinste orașului, municipalității României și chiar la nivel internațional. A punctat acest lucru și domnul președinte, sprijinul material pe care îl acordăm acestui colegiu și mulțumim lui Dumnezeu că s-a arătat această oportunitate de a finaliza această sală de sport pe fonduri europene, mulțumesc domnule președinte al Consiliului Județean. Vreau să vă felicit pentru rezultatele frumoase obținute la concursurile și olimpiade, la examenele naționale de evaluare națională și bacalaureat. Vă felicit și cei care sunteți prezenți, cred că este un angajament de a continua aceste rezultate frumoase. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut vis-a-vis de Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Mulți dintre colegii dumneavoastră, colegii mei profesori, s-au implicat în organizarea și buna desfășurare a acestui eveniment. Tot despre investiții s-a vorbit și la liceul cu program sportiv. Ceremonia de deschidere s-a desfășurat în sala de sport a liceului, de pe tavanul căreia s-a desprins vopseaua. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, inspectoratul școlar, domnul consilier local, că împreună a făcut o echipă și se pare că ne-am stat pe zonă cele din urmă. Am reușit să atragem finanțare pe fonduri europene pentru finalizarea complexului sportiv la liceul sportiv. Așa cum ne-a obișnuit, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la ceremoniile de deschidere a noului an școlar, care s-au desfășurat în 11 unități de învățământ.